mulțumesc. Sau dacă doriți, sau ce v-ați transmiteți? Spune-o mulțumesc. Mulțumesc, pâine. Fiți sănătos. Și tot e bun, pași și bun. Exact, pace să fie în toată lumea. Dacă și pași pâine, cât atât și vedem eu. Corect, așa să fie. Sănătate dumneavoastră. Mulțumim frumos. Drag. Dragi concetățeni, vrem să vă... Să arătăm, de fapt, că, uitați-vă, oamenii încă mai vin, continuă să vină, uitați-vă cum ei se aranjează în rând, dar pâinea se termină. Deci mai avem încă un coș de pâine. Pe mine. Să-l vedeți acolo, stă în colț. A rămas ultimul coș. Să reușim să oferim... Doamnelor, domnilor care au venit acum pe sfârșite. Foarte repede a decurs tot procesul, deci bine că suntem mai mulți și am reușit să fiecare să ne încadrăm în activitate, să oferim la toți pâine, toți nevoiașii. Practic, în decurs de aproximativ o oră, noi am reușit să oferim 1000 de pâini oamenilor nevoiași. Oamenii continuă să vină. Aici, în centrul orașului Drochia. Bătrânii au necesitate. Se golește coșul cu pâine. Da, ai vrut să spui ceva la cameră, pâinea ca timpul și zici mulțumesc pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Din tot, mulțumim ce a făcut de așa. Dacă eu îți dau, îți dau pe ea. Mulțumim, doamnă, sănătate, sănătate. Oamenii încă continuă să vină. Dar eu cred că a fost un lucru bun. Și util oamenilor. A fost o duminică productivă, deci duminica noastră mai continuă încă. Să mai mergem și la persoanele care nu pot să se miște, să se deplaseze. Vom merge acasă la unele familii ca să le oferim și lor pâine. Dar acțiunea din centrul orașului Drochia acum este pe sfârșit, pe final, pentru duminica asta, pentru astăzi. Atunci când vom mai continua această acțiune, noi vom plasa anunțuri și lumea va cunoaște unde să se apropie să primească pâine gratis. Oferim și calendare. Коля!
Noi vă urăm o duminică frumoasă pentru fiecare, pace și liniște în suflet să aveți.